Bună ziua, bine v-am regăsit. În ședința de guvern de astăzi au fost adoptate mai multe acte normative. O să vă dau detalii despre unele dintre ele, care au fost inclusiv pe lista suplimentară. Sigur, apoi, ca de obicei, vă stau la dispoziție pentru întrebări și clarificări dacă veți avea nevoie. Așadar, astăzi, în ședința de guvern, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și a Ministerului Afacerilor Interne, a fost aprobată o ordonanță de urgență privind modificarea și completarea legislației pentru a permite asigurarea unui răspuns cât mai prompt la urgențele cetățenilor prin îmbunătățirea posibilităților de preluare și gestionare a informațiilor de localizare asociate apelurilor de urgență. Este vorba, de fapt, despre acel act normativ pe care vi l-a prezentat secretarul de stat Raed Arafat într-un briefing de presă aici la Palatul Victoria în urmă cu câteva săptămâni. Prin aceste modificări se creează cadrul legal pentru implementarea unor servicii care vor asigura furnizarea unor informații de localizare mult mai precise ale celor care apelează numărul unic de urgență. Astfel va fi redus semnificativ timpul de gestionare a urgenței și implicit cel de răspuns la situațiile de urgență. Este reglementată transmiterea gratuită a mesajelor tehnice, standardizate, scurte, asociate apelurilor de urgență. Este o chestiune tehnică aici, dar vreau să precizez acest lucru. Practic, e reglementat modul în care echipele de salvator, dacă vreți, comunică între ele prin intermediul mesajelor scurte puse la dispoziție de furnizorii de telefonie mobilă. De asemenea, pentru îmbunătățirea localizării persoanei care apelează serviciile de urgență, prin acest act normativ, se instituie obligația furnizorilor de servicii de telefonie mobilă, pentru care plata se face în avans, de a furniza serviciul numai după ce au colectat datele de identificare ale utilizatorului cartelei SIM, care va beneficia de respectivele servicii. Cu alte cuvinte, cartelele prepaid vor fi furnizate doar după ce persoana care achiziționează prezintă actele de identificare. Această obligație intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020, iar începând cu data de 1 septembrie 2020, este interzisă furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans prin intermediul cartelelor SIM, ai căror utilizator final nu au pus la dispoziția furnizorului datele de identificare. Deci de la 1 septembrie 2020 nu se va mai putea vinde o cartelă SIM fără să fie prezentate actele de identificare ale utilizatorului. În ceea ce privește utilizatorii care au deja o cartelă prepaid, inclusiv cei care achiziționează o cartelă până la data de 31 decembrie 2019, aceștia vor avea 8 luni la dispoziție, adică până la 1 septembrie 2020, pentru a transmite datele de identificare. În acest sens, furnizorii de telefonie mobilă, împreună cu autoritățile, vor iniția campanii de informare. Datele de identificare ale utilizatorilor finali de cartele SIM vor fi colectate exclusiv pentru a fi puse la dispoziția administratorului Serviciului Național Unic pentru apeluri de urgență și utilizate de către acesta în conformitate cu respectarea tuturor prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. Au fost prevăzute și termene pentru care se poate realiza prelucrarea și stocarea datelor colectate, respectiv a documentelor care fac dovada corectitudinii datelor furnizate de utilizatori, cât și termenele în care se va proceda la distrugerea, ștergerea datelor la împlinirea termenului de prelucrare și stocarea acestora, termene pe care le găsiți în actul normativ pus în transparență decizională de către Ministerul Comunicațiilor deja de mai multe săptămâni. Totodată, prin acest act normativ, sunt stabilite și sancțiuni mai aspre pentru alertarea falsă a agențiilor specializate, având în vedere atât faptul că astfel de practici afectează accesul la servicii de urgență al persoanelor care au într-adevăr nevoie de intervenție, pe de o parte, iar pe de altă parte generează costuri mari, cu totul și cu totul inutil. Cuantumurile amenzii aplicate, așadar, pentru săvârșirea acestei contravenții au fost majorate. Minimul a fost majorat de la 500 de lei la 1.500 de lei, iar cel maxim de la 1.000 la 5.000 de lei. Așadar, amenziile aplicabile vor fi, odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ, de la 1.500 la 5.000 de lei, față de 500 până la 1.000 de lei cât erau în prezent. Tot în ședința de guvern de astăzi au fost adoptate mai multe acte normative privind buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru președintele României în anul 2019. Știți, sunt acele hotărâri de guvern ce trebuie adoptate înaintea fiecărui moment electoral. Privesc organizarea, funcționarea, stabilirea atribuțiilor fiecărei instituții în parte, precum și ceea ce se va face concret în privința pregătirii organizării alegerilor. Așadar, este vorba despre
hotărârea Guvernului privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea președintelui României. O să vă dau câteva date, sigur găsiți aceste acte normative în transparență decizională pe site-ul colegilor de la Autoritatea Electorală Permanentă. Vă dau câteva exemple, spuneam. Cel mai târziu, la data de 2 septembrie 2019, depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianțe electorale. Cel mai târziu, la 11 septembrie, tot 2019, înregistrarea în registrul electoral ca alegător în străinătate, respectiv înregistrarea ca alegător prin corespondență. Cel mai târziu, 22 septembrie, ora 24, depunerea candidaturilor și comunicarea către BEC a semnelor electorale. 22 septembrie 2019, ora 24. 12 octombrie, începerea campaniei electorale. 8 noiembrie, ora 12. 2019, începerea campaniei electorale. 8 noiembrie, la ora 12 și până la ora 21, prima zi a votării în străinătate. 9 noiembrie, ora 7, se încheie dimineața, bineînțeles, se încheie campania electorală în țară. La 9 noiembrie, ora 7, până seara la 21, este a doua zi a votării în străinătate. 10 noiembrie, ora 7, începerea votării în țară și, evident, a treia zi de votare în străinătate, până la ora 21. 10 noiembrie, ora 21, se încheie votarea atât în țară cât și în străinătate, așadar, iar alegătorii care la ora 21 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare, pentru a intra în localul de vot, pot să-și exercite dreptul de vot până la ora 23:59, deci până la miezul nopții. Sunt precizări pe care le aveți și în legislația adoptată de Parlamentul României. Știți că a fost modificată legislația astfel încât să poată fi desfășurat procesul de vot pe mai multe zile și a fost completată procedura de votare. În rest, spuneam, sunt atribuțiile tuturor instituțiilor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor. Este vorba de MAI, Ministerul Afacerilor Externe, Regia Autonomă Monitor Oficial, STS, Institutul Național de Statistică, Autoritatea Electorală Permanentă și așa mai departe. Tot în ședința de guvern de astăzi, la propunerea Ministerului Sănătății, a fost aprobată o hotărâre de guvern pentru modificarea și completarea hotărârii 857 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice. Documentul prevede dublarea sancțiunilor aplicate de inspectorii sanitari în unitățile sanitare cu paturi pentru nerespectarea regulilor, standardelor și criteriilor care au caracter obligatoriu în domeniul sănătății publice. Astfel, a fost dublat cuantumul sancțiunilor contravenționale, și o să vă dau și câteva exemple, pentru nerespectarea circuitelor funcționale și a compartimentelor și serviciilor, neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, neasigurarea depozitării și păstrării în condiții optime a articolelor de sterilizare și de unică folosință, nerespectarea utilizării produselor biocide, dispozitivelor medicale, necunoașterea și neaplicarea tehnicilor și procedurilor de pregătire pentru sterilizare și așa mai departe. Sunt mai multe pe care o să le vedeți într-un comunicat de presă pe care colegii de la Ministerul Sănătății îl vor pune la dispoziție. Concret, până acum se aplicau amenzi între 500 și 1500 de lei în cazul persoanelor fizice și între 10.000 și 15.000 de lei în cazul persoanelor juridice. Acum, sancțiunile sunt duble, așadar pot ajunge la 3.000 de lei pentru persoanele fizice, 30.000 de lei pentru persoanele juridice. De asemenea, au fost introduse contravenții noi și sancțiuni pentru acordarea asistenței medicale de către personalul neautorizat sau care nu deține cunoștințe și abilități personale atestate prin documente emise de statul român. Pentru nerespectarea protocolelor clinice și a ghidurilor de practică medicală, pentru nerespectarea protocolelor și procedurilor în privința actului medical și așa mai departe. Au fost stabilite și introduse sancțiuni cu amendă pentru fapte săvârșite de persoane fizice din cabinete medicale, laboratoare de analize medicale și a fost mărit cuantumul amenzilor contravenționale pentru persoanele fizice pentru nerespectarea normelor de urgență și prim ajutor calificat. Sunt, spuneam, mai multe detalii. Colegii de la Ministerul Sănătății vă vor oferi toate informațiile necesare în legătură și cu sancțiunile noi introduse și cu dublarea contravențiilor pentru ce fapte sau, mă rog, abateri disciplinare sunt prevăzute aceste sume. Tot la propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi modificarea unor acte normative referitoare la programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari. Conform acestui act, începând cu 1 septembrie 2019, peste 2.200.000 de pensionari care au venituri
de până la 1139 de lei pe lună, inclusiv, vor beneficia de compensarea cu 90% pentru medicamentele din sublista B prevăzută în hotărârea de guvern aferentă, anume 720/2008. Venituri de până la 1139 de lei pe lună. Compensare de 90%, da, Laura. Până acum știți foarte bine, potrivit acestui act normativ, se încadrau cei care obțineau venituri de până la 990 de lei pe lună. Așadar, crește acest plafon, 1139 de lei pe lună, pentru că de la 1 septembrie se mărește punctul de pensie și ar fi fost puși într-o situație dificilă. 990. Și atunci, pentru a nu crea situații neplăcute pentru persoanele vârstnice, iată, guvernul a luat decizia să majoreze acest plafon, dacă vreți. De la 1 septembrie, ca să fie continuitate în aplicarea acestei măsuri, care îi ajută pe vârstnici să-și procure medicamentele de care au nevoie. Cam acesta ar fi ceea ce vreau să vă spun din ședința de guvern de astăzi. Sigur, va prezenta doamna prim-ministru și faptul că au fost acordate stimulentele financiare pentru elevii care au obținut media generală 10 la bacalaureat și la evaluarea națională, dar deja aveți toate informațiile în legătură cu acest subiect, așadar nu o să insist asupra lui. Da, Cătălina. Da, au fost depuse demisiile la Secretariatul General al Guvernului, au fost trimise spre cancelarie pentru a fi înregistrate, urmează procedura normală. Și au depus demisiile, mă scuzi, Viorel Ilie și... Grațiela Gavrilescu și domnul Anton Anton. Toți trei. Grațiela Gavrilescu, domnul Anton Anton. Da, doamna Grațiela Gavrilescu, domnul Anton Anton și domnul Viorel Ilie. Încă o întrebare. Când vor ajunge pe masa de la Cotroceni propunerile pentru miniștri interimari? Știm că s-au stabilit pentru aceste miniștri. Premierul va trimite, cred că în această după-amiază, propunerile. Spuneam că urmează procedura. Trebuie înregistrate la cancelarie, trebuie să fie semnate de premier și apoi urmează procedura de numire a interimarilor în funcțiile rămase vacante. Ramona Mănescu este o variantă luată în calcul pentru portofoliul de comisar european? Nu am această informație. Laura? Aș dori, vă rog, să ne spuneți legat de ordonanța de urgență care a fost în primă lectură astăzi și da. Mă refer la cea de modificare a codurilor penale. De ce a renunțat guvernul la prevederile care ne spreau condițiile de liberare condiționată, totodată la regulile noi de percheziții domiciliare și la sporirea competențelor DICOT pentru mai multe infracțiuni? Sunt acele prevederi care apăreau în proiectul de ordonanță prezentat de doamna Birceal săptămâna trecută. Da, acest proiect de ordonanță care a fost astăzi pus pe masa guvernului în primă lectură prevede doar înăsprirea sancțiunilor prevăzute de codul penal. Așadar, nu prevede modificarea codului de procedură penală, ci doar înăsprirea unor pedepse pentru anumite infracțiuni cuprinse în codul penal. N-aș putea să vă răspund de ce a renunțat. Este un act care a fost în primă lectură, așadar nu a fost adoptat încă de guvern. Pot apărea modificări în acte normative, știți foarte bine, în perioada de transparență decizională. Din acest motiv n-aș insista foarte mult pe conținutul acestui act normativ care a fost, repet, în primă lectură în ședința guvernului de astăzi. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Alte întrebări? Nu mai sunt. Mulțumesc. Mai stăm de vorbă, sigur.